nici un gram de apă, n-am nici un cup de apă trecut aici. Dar uitați-vă câte datorii eu am. Pentru iluminare stradală, da. Iată, scrie 237 de lei. Că aveți datorii pentru iluminare. Nu folosesc, că n-am și plătit. Vă rog să câte datorii mi-ai în vine. V-au pus și mai multe datorii pentru apă, fără să cheltuiți apa? Da, da, n-am ia, n-am niciun cup de apă trecut aici, niciun cup de apă nu-i scris acolo trecut. Și situația că noi plătim apă regulat, copeică în copeică. Banii de pe apă, e, îi pune pe lumina stradală și mă face dator pe apă. Și în primăvară m-am dus la contabilitate la domnii la apa canal. Și știți ce îmi spuneți? Că, păi, tot e normal, v-ați achitat până într-o copie, că n-aveți și o datorie. Cum dacă arată datorie aici? Că, păi, noi să facem consiliul local cu primăria și am să consilieri și am să hotărâm să anuleze datoriile astea voastre. Măi, ne îmi spune zilele astea, că, păi, s-au anulat 300 de lei din datoriile voastre, dar restul trebuie să le achitați. Pentru iluminare stradală, pentru, care le vine la iluminare stradală. Factura ești pe eu, luminalea stradală, eu am cont bancar, apa canal e alt cont bancar, eu am terminat și eu comerțul, știu ce înseamnă contabilitate și nici de cum, n-are, asta e o încălcare gravă, care nu știu fel de lege la noi în țară. Pune pe celălalt trebuie de multe stăi la pușcării pentru chestia asta. Adică pe celălalt cont care îți plătește apa, vă pune să plătiți iluminatul stradal. Hai că te două factură, pe factură, cum să spun. E așa, că le parte proporțional la apă și la iluminare. Dar pui la iluminare stradală, este un contor. În ce bază? Doar au fost anulate, au fost declarate ilegale. De ce continuă să vă vină datoriile? E așa, spun că așa le programă. Ce fel de programă? Datoriile lor, fiecare factură scoasă datoriile. Deci singur. Ce datorie aveți, domnul Efros? Păi, nu stau să pare, dar eu nici nu știu cât. 2345. Din cauza iluminatului? Da, da, câteți banii. Noi plătem apa, îi luau și puneau pe lumina stradală. Și m-au făcut datori, chipuri pe apă. Dar eu pe apă, ca gram în gram, fiecare factură, de când e, o dat drumul la lumina stradală, de atunci, din ziua aceea, la fiecare chitanță, factura la mine arată calculele, contabilitate dublă de femeie. Tot așa problema aveți. Da. Nu v-au amenințat că vă deconectează apa pentru... fiecare lună. Fiecare lună, doamna asta, fiecare lună nu se întâmplă amenințat. Dar ce v-au deconectat? Păi au venit tractor și-au demolat, țava, închis, dar cu cum? Da, apa pentru că nu plătim iluminatul stradal. Și n-ați încercat să vă duceți să spuneți că nu are nimic una cu alta? Am încercat. Dar eu personal, sunt din persoane care am dat în judecată. S-ați câștigat, da. Am câștigat procesul și el scuie pe procesul de judecată și nu-i primul proces, mai sunt procese în sat. Documentul, arată că eu sunt dator. Deși eu sunt dator atunci. Pe lună și trece datoria, că dacă calculăm cât timp am plătit noi, trebuie să plătim noi iluminatul stradal, nu se grămădește așa sumă. Se grămădește 1.000 până la 1.500. Dar aici se sumă 2.300. Pe lună și crește datoria. Nu s-a anulat. Eu am achitat mai mult decât erau taxele.
lunară. Da, da, mai mult și acum la datorii decât dacă plătim. Datoria că e lunat stradal. Sunt penalități, vă impun penalități pentru asta, arest. Nu penalități, reiesc, noi achităm apa, dar se duce să staie din iluminat și apare datorii la apă de acum. Aha, adică achitați apa după contor, da, dar ei transpiră datorii de la iluminat. Da, ei remarcă că împart proporțional la iluminat și la apă. Aha, chiar dacă a fost anulate, da, de mai mult da, de oameni... Noi acum apa o achităm, că cuburile de apă s-a achitate până la zero. Dar aveți în datoria continuare crește, la apă, din la cauza apă iluminat, datoria da. Crește, da. Din cauza iluminatului. Electric. Nu, doamnă, ce s-au făcut? S-au făcut adunare, consilierii, dar consilierii stăți, să vă spun așa sincer, sub papucul ei, e de când au intrat la noi în primărie, doamna Cojocari, ești mă ceva ca rechetul. Fiecare consilier, agenți economici, și e, cum pune mâna sub barbă, înseamnă că omul celălalt trebuie să-l dăie pe celălalt în cap, consilierii ei. Asta e semnul ei, pedepsii de a vota la orice consiliu, un consiliu nostru la magazin. Măcar câți oameni au fost debrasați de la peduc? Sunt mulți. A dus televiziunea, domnule, și ea. Chiar doamna Astianu a dus televiziunea, s-a filmat, a arătat cu copiii acasă, mici. Sunt oameni de părăsați la apeduc numai din cauza că nu au plătit iluminatul. Da, da, au venit tractorul, să fost, acum au fost nevoiți și au achitat iluminatul stradal să-i conectează înapoi la apă. Dragi copii, da, dar știți că e iluminatul stradal un serviciu public care nu trebuia să-l achitați. Ați explicat celor de la primărie, că tare este apă canal, mă zăcești, nu primăriesc în punct, unui agent economic separat, să înțeleg eu. Dar îi conduci de doamna primar, agentul ăsta economic, domnul Drugoman, îi conduci de Liba Cojocari. Fiecare mișcare ce-l face, chiar și doamna care e la bancă. Eu m-am dus la bancă anii ăștia, m-am dus la anume soția, inginerul cadastral, care tot face o grămadă de porcării la comanda ei. Da. Dacă cu sora, de exemplu... Bun, e 3 lei da. La bancă. Și eu îi spun doamnei, zic, măi, zic, deși dumneata mă primești cum omul vrei să achite după factură, doar ești încălcare. Și e, zic, păi, așa ne-a spus de aici, de la primărie, așa, domnul Drăgăman, zic, tu, uite, să pui, tu ai doar, ești bancă, banca, banca de stat. N-ai tu cu banca și cu primăria absolut nimic. Așa că soțul a fost pus inginer cadastral, e din coașa la bancă. Numai la oraș putem achita, numai... Adică nu e cât vrem să vă achităm noi apa, dar la bancă, la noi, categoric, toată suma trebuie să achităm. Nu ne e separat. De exemplu, vreau 30 de lei, 30, ori vreau 50, 50. Au făcut careva promisiuni, totuși datoriile sunt legale. Oamenii care au achitat ilegal, trebuie să le restitui banii. Au făcut careva, ce spune totuși administrația publică locală? Că să achităm, suntem obligați să achităm, dar...